Salut! Salutare! Salutare la toți! Scaunul ăsta îl luăm de aici. Capra asta. Salutare la toți! Cu voi, familia Portnoy. Și azi avem multe de făcut. Noi de-am făcut. Avem de mâncat. Asta în primul rând. Am luat curcan și o să aprind acum și focul pe lemne. Noi am mâncat curcan pe lemne și e foarte gustos. Am mâncat și la tabără. Dar la tabără n-am găsit fileu și o să mâncăm astăzi fileu. Da, la tabără am luat pulpă și aripioare. Da, aripioare. A fost foarte gustos. Da, pieptul meu e gustos, că el nu e uscat ca de găină, el a să fie mai suculent. Am luat carnea așa crudă și am marinat-o. N-am luat marinată gata, pentru că marinată gata, carnea știți că e mai rău. Ei nici nu se vinde, dar de obicei carnea marinată, eu o țin la vitrină o săptămână. Carnea proaspătă nu se vinde, au pus condimente, poftim carne marinată. Scaunul de aici l-am luat, nu întâmplător. Am cumpărat azi 3 scaune. Cu și o să le fac dacă o să reușesc? Să reușesc că am putea să le ajut, a să le fac eu. Da, o să le fac Cristina. Am luat lumini acolo, 6, tot o să le pun pe perete. Da. Stai. Nu știu dacă se vede. Nu se înțelege. E ca așa, deschizu și avară, da. În loc de draperii. Da, și e super că eu nu-ți cunoaște. Adică noi am vrut să mergem. Ne gândeam pe varianta cu ușă, dar în cazul ăsta trebuia să fie ușa permanent deschisă. Ușa plasă, ușa cu plasă, trebuia să fie mereu deschisă, pentru că noi n-avea să fie comod. Să deschidem. Pe urmă să ieșim afară, să deschidem. Varianta de sus, cu plasa din sus în jos, tot nu e comodă, că n-avea să ajungem acolo sus. Și, da, perdica, draperia, nu ne place. Așa că asta ne-a plăcut foarte tare, sistemul asta. De asemenea, s-au pus plasă și în fața casei și toate plasele s-au schimbat cu bălămâli. Așa, hop, și vedeți, se deschide. Adică e mult mai comod așa. Și e mai fixată mai bine și nu intră nici insecte, nimic. Da. Așa? S-o închide? Da, așa. Ia ca să vede să nimic. Nimic nu se vede. Adică aici e lipit tot perimetrul. Ca și în partea asta, vedeți? Adică aici sunt 3 bălămâli. O bălăma, 2-3. Și tot, e ca ei aici e lipită. Vă arăt asta pentru că dacă puneți ferestre noi, uitați-vă și în partea asta, tot e lipit, tot perimetrul. Dar când erau puse, ia ca pe așa eliană, aici era, adică făcea așa ca un pântice, ca de acolo până sus, aici era o crăpătură. Pe la mijloc undeva era, nu știu, vreo 5 mm. Da, adică făcea așa un... Spun și arăt asta pentru voi. Dacă faceți ferestre, nu puneți plasă de astea care e ca așa le pui. Mulți spun pentru economia la bălămâli. Bălămâlile, 2 euro, 2 euro jumate. Adică nu e așa scump, că să cedați în ecana asta, că să nu fie lipită sita, plasa, una, dar a doua, când vreți spălați fereastra sau ceva, trebuie să le scoateți și să le puneți undeva alături. Aici ai luat și ai deschis numai și gata. Cu bălămâlii mult mai super. Acum, facem focul așa cum ați facem pe lemne. Aprind focul și până s arde lemnele, o oră jumate undeva, cred că să fac scaunele, că să nu vreți scaunele foarte tare să le facem. După care să mâncăm și cred că să mă apuc de leduri pe perete, braurile, să le pun. Am aprins focul până arde, până se aprinde, adică, că să nu faci curată și... Fac. Like. Camie, eu să mă apuc de scaune. Salut, ce faci? Salut, tu? Faci curat? Bravo! Tu ești cel mai bravo! Tu, Ariana, ce faci? Dar tu la telefon. Tu nu vrei să strângi? Cu Alex, nu vrei să strângi? Ești orice impostor? Aici e scaunul nostru. Scaunele. 3 scaune. Astea sunt acele pe perete care să le punem. Primul scaun e gata. Super! Credeam că trebuie să le faci tăticul, să-i wow! Păi acuși. Și aici Ariana mă ajută. Hai că te închid, hai. Nu scoci. Nu scoci. Știi de scoci? Nu scoci. Silotape. Scoci. Așa? Da. Vreau să-ți așa? Mhm. Și azi să vedem.
pune n-am să chiar are și spătează asta în moale. Da. Trebuie să dai mai jos. Da cum? Partea ce? De asta? Dreapta. Poți, super! Uh-huh. Mult mai comod. Și la copii se dă în sus, știi? Aici nu este un standard și dacă e de astea standarde, da. Adică să fie sau comod nou sau copiilor. Dar cu astea e cum să fie comod la mine. Și n-am găsit culorile care am vrut noi. Nu prea am găsit nimic așa. Da, și peste tot inox și n-am vrut negru să fie. Focul. Focul mai este. Așa. Prima este gata. Uite, așa arată. Sunteți gata pentru prima aprindere? Da! 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 Așa, Alex, hai aprinde-te! Unde? De acolo. Da, stinge mai întâi din salon, stinge. Lumina, stinge lumina și apasă alăturea. Îți place? Da, frumos! Nu știu, toți trebuie să fii mai... Da, super. Pentru televizor o să fii cel mai super. Aici? În decor super. Foarte frumos. Puțin lumină ca să vezi la televizor, aici... Dar trebuie puțin, că de astea să le aprindem și puțin a să dăi. Corect. Da. Te-ai spălat mânuțele? Nu. Ați fost afară, spală-le? Da. Ariana l-a spălat mânuțele. Aici, scaunele gata. Ia mai mică, pune-le. Să vedem foarte cum arată. Foarte tare. Azi mai, tăticul a spus că deja n-a să mai putem pune fructe aici, o să le pun aici. Arată mai îmbrăcat, știi? Tot îmi place. Super. Și materialul eu, e un fel de material așa parcă... Parcă-i dermatin, parcă-i piele, de ce? Parcă-i, da, asta e material. Artificial. E material, dar parcă-i da. Piele zam, știi, asta, parcă-i candar. Nu, mi-a spus că se curăț cu soluții pentru... Și are și elastic jos, adică de poți... Da, când vrei să-l muți, e ca așa-l faci, vezi? Îl rădi și leac și îl rădi și îl mergi. La masă, pe rând, putem să punem aici mai aproape, da, știi? La masă ce? Eu da. Covărâm cât vrea. Ca să stai cu noi să mănânci. Tu pieși la scaunul celălalt. Ei, da, da, aici parcă sta cu noi, știi? Nu, aici dacă îl dai tot jos, el oricum e minunat ca și ăla. Mm-hmm. S-a îmbrăcat, s-a îmbrăcat bucătării. Dar cine l-a catat, cine l-a găsit? Eu. Tu. Eu vroiam trei culori diferite. Și eu vroiam doar gal. Nu găsim în Moldova trei culori nici diferite, dar să fie nu de plastic. De plastic sunt, dar noi da. Vrem ceva material sau dermatin. Dar de plastic... Tot de... și-am hotărât să luăm de asta. Și totuși, da. Și... Noi avem nuanțe negre. Foarte la super. La bucătării contrastul ăsta alb-negru. Și am zis să nu mai stăm atâta fără, că aveam vreo jumătate de ani să stăm fără scaunul da. Ăsta. Așa că... Da, să vedem și cu focul ce e acolo. Și focul aproape gata. Acum și-o spun plasa să o curăț. Hai, gătește dar carne. Am făcut schimbări în bucătărie. Gătește carne. Uh-huh. Îți place? Și aici. Uh-huh. Și aici. Ia uite aici. Am finisat dulciurile doar aici. Să avem și mai puțin. Se termină astea, cumpărăm altele. Aici e farmacia. Și peste tot deja am făcut mai puțin. Arătăm că dacă vine cineva la noi în spiții, adică să știți unde-i unde tăt. Da. Intrați și vă luați și vă trebuie. Că eu toată ziua m-am fuțit în dulapurile astea, dacă sincer. Și încă nu le finisez. Azi am făcut și o selețică din crab, mi-e tare îmi place, că așa e puțin pentru mine doar. Tăticul nu iubește, Alex nu iubește, mama iubește. Și aici e fileul de curcăniel. L-am marinat. Asta e un fileu, parcă strigă găini aici. Da. Foarte mare. Am pus și pieptul. Ia uitați-vă și mare mâna mea. Foarte mare. 10 minute deja. Și mă întorc o dată. Ideal e să o pui și pe urmă întorci o dată și gata. Pentru că e groasă. Să vedem acușa. Poate o să o tai așa în jumate. Să pătrundă căldura. Cât mai des întoarcem carnea, ies usucă. De 2-3 ori o întorci și gata.
Un miros adormitor, dar sunetul foarte, sunetul îmi place foarte tare, ca cum scoace carne. Să mai încălzați un pic timpul și vrem să ne apucăm de foișor. Adică spunem draperii albi, așa prin prejur. Să facem aici curățenii și să vedem, vrem mobilă să luăm pentru foișor. Și nu știm, ne gândim să luăm o masă, știți, de asta care e cu scaune, așa, cam plătit, eu nu știu cum se numesc astea. Parcă e plastic, parcă e elastic. Ele sunt mai ieftine. Și pentru că am văzut o masă mare, așa, cu 8 scaune, îmi pare, vreo 3.000 de lei costă tot asta. Și sau eu mă gândeam, acolo un colț să facem așa și așa. Să facem un canapea, poate cu o măsuță mică, pentru așa un fel de lounge, așa de relax. Dar în colțul ăsta spunem masă. Adică așa spunem masă. Poate acolo sus spunem televizor. Și vreau și un frigider, sau aici, sau aici în colț. Frigider cu ușă de sticlă, știți, pentru băuturi. Puteți și voi în comentarii scris dacă aveți idei. Deci asta e din partea stângă a foișorului, ne uităm, 4 metri pe 4 jumate foișor. Așa e 4 jumate și așa e 4 metri. Și că ne gândim, ne gândim. Sus vrem să punem lumină sau o să punem așa care să atârne câte una la fiecare scândură de asta. Adică 6, să primesc 6 lustre, așa mai simple, dar mai lungi. Sau am văzut așa una care, dacă ne urmăriți, ați văzut când am făcut noi foșor, noi am văzut și o lustră așa care la mijloc merge și e ca păianjen, nu se duce așa cu fire, cu multe lămpi așa prin părți, tot super. Cablul central și internetul, de acolo îi trebuie să trag lumină pe sus, adică să pun prize aici, acolo poate, adică vreau să pun cât mai multe prize, pentru că, da, mă văd în oglindă. Când avem oaspeți, fiecare cu telefonul poate vrea să mai încarce și acolo sus ar merge un televizor. Pe urmă trebuie să pun aici întrerupător, priză, iar trebuie să pun acolo mai jos și acolo priză. Adică este de lucru. Să vedem ce cu carnea asta noastră. Cărnița, cărnița. Încă puțin. Am gustat o bucățică, foarte gustoasă. Și lui Cristina. Cristina. Trebuie, e așa mai gustoasă la grătar. Bună? Păi e așa în capie? Da, da, în capie, da. Eu am tăiat-o în două. Am tăiat-o în două, că e prea mare. A pus cu lumânări acolo, da? Pun lumânări. Oh, super. Dar nu știu dacă am. Sumenții e caldă. Da. Pare chiar rău. Acolo deasupra la cărnița aici, am pus și niște vin alb, mămica aici noi. De asta nu miroase așa. Da, și l-am pus așa să se încălzească. Să mențină cald. Da. Că e carnea după ce o scos de pe grătar, e pe urmă încă scoace înăuntru de la temperatura. Și am pus legumele acum. Așteptăm și legumele. Dovleac și ciuperci mereu coace, dar ardei de mult n-a copt. Așa că azi o să mâncăm și ardei. Gata și legumele. Yummy, yummy. Ardei Cristina eu curățit. Și cărnița e caldă. Salata e gata și asta. Să mâncăm aici, să încercăm scaunele. Să vrem scaunele. Ariana, nu știu dacă să vrei cu noi să mănânce. Vreau să-i pun eu o bucățică de cărniță. E așa mai de la mijloc, mai moale. Da, mai moale. Dar noi să mâncăm aici prima dată. Într-adevăr, scaunul acela el era și mai înalt și nu era comod, dar este azi sunt comode. Eu am mâncat așa o bucată bună acolo. Dacă asta știi, dacă asta era e ca așa și așa. Și am mâncat așa o bucățică bună. E la grătar așa, e mai gustos. Când o coși e mai gustos, știi? Uite, mă, orice carne când o coși, de pe grătar e mult mai gustos. De asta vara când o stăm la foișor, ai scoci, ați mâncăm, n-ați mai așteptăm. Da, scoți de pe grătar, pe masă în farfurie. Da, salata gata, tot gata. Da. Lecțiunea să spunem o bucățică moale? Moale? Cărniță? Da. Ciun, dar unde să fie locul tău? Aici, aici sau aici? Nu știu. Nu știi?
Văd câte așez acolo. Acolo e deja știi cum tot timpul. Da. Acolo numai la loc și-l dai cu un scaun am avut și numai la loc și-l aș mâncam. Așa, ți-o tai și ți-o tai bucățele ca să fie ușor, e foarte moale, nu s-o oprești în gât. Da. Nu, că el are tot, nu-i place să fie uscărțică. Punem și salățică? Da, de este o legume, îți mănânci? Nu? Sau tata și mare. Bine. Hai, pune-ți singur el la restul. Wow! Tata, ții câte sunt. Ai stea două vreste? Sunt mai... Da, pune. Mai uscate și acelea tot ale Oriana, tot de ele mie. Asta mi-e capătul. Și acesta văd tot că e ok. Îți place scaună, văd. Gustă cărnița, să-mi spui. Stai. Dacă îți place. Stai, hai, pune salat. Hai. Cum cărnița ce? Stai, tata, zici. Gustos? Am mai mâncat așa cărniță, dar nu la noi acasă. Uh-huh. Dar să le ții ca-i bune? Da, și cu roșiile astea vers. Ele așa seamănă ca cele de la țară, știi? Gustos. Foarte gustos, da. Hai, poftă bună, familia. Poftă bună. Ariana acolo singur mănâncă, ea niciodată nu vrea să mănânci cu noi. Mănâncă, nu, să mai crească, ori cred că peste vreun an o să mănânci împreună cu noi. Stai lângă dânsa când mănâncă pe... Du-te, da! Du-te, du-te! Hai, trebuie. Gustoasă carne. Da. Sau tu ai zăcusită. Mai alătur și eu vouă și pe urmă continuăm cu lămpile. Zicem că Ariana nu mănâncă cu noi, dar că au venit. Ariana, vrei să aduc cărnița ta? Nu? Nimeni tare e că-i scaun, știi? Stai. O să-i treacă asta, că e nouă acum. Fuh, așa îmi pare că n-a să ajungă carne. Da, mâncăm, da. Dar carnea tot nu se duci. Am mâncat ca una de asta și parcă de amă nu mai pot. S-a adus căunelul. Dar n-a văzut până acum mai e. Și suflă. Oriana, las carnea să mențină caldă. Asta nu e happy birthday. Și gata. The moment of truth. Ta-ta-ta-ta. Super. Nu știu, în cameră parcă arată așa ca un cerc. Dar în realitate ele dau așa lumină și e, se răspândește. Dar nu înțeleg ce așa arată. Că așa, ce am... Super. Așa deja cu lumina asta mare stinsă. Uitați-vă ce, ce confortabil e în salon. Foarte super. Adică era întuneric până acum, deci întuneric. Ups, stai că nu găsesc. Dar acum deja o să fie foarte confortabil să privim televizorul. O să vedem ce fac copiii, că nu s-au dus să-i culce. Se facă doar. Ariana, te faci că doar? Yeah. Alex. Și tu ce faci când dori? Bună, papa, canal Ice TV, papa!